povestea unei mame disperate. O mamă care a fost abandonată încă de la naștere de către părinții ei și care acum este pe cale să facă același lucru cu băiețelul ei de 5 ani. Pentru că, spune ea, tatăl copilului i-a părăsit, iar ea nu mai are cu ce să-și crească acest copil absolut superb cu ochii albaștri. Veți vedea imediat povestea tulburătoare a unei mame care spune că ea acum caută o altă mamă pentru propriul ei copil. Simt că îmi chinui eu ca mamă copilul. Trebuie să-l dau din cauza situației. Vine, mă pupă, mă ia în brațe. Mami, nu vreau să te pierd. Mami, nu vreau să te pierd. Sunt cuvinte simple, dar sincere, rostite de un copilaș de numai 5 ani. Cuvinte care arată durerea imensă din sufletul său plăpând. Și frica, frica de despărțirea de mama lui. Teama că ziua în care va trebui să spună mamă unei persoane străine se apropie, iar el nu are cum să oprească acest lucru. Cu ochii mari, albaștri ca cerul, inundați în lacrimi, băiețelul o privește pe femeia care i-a dat viață, o strânge în brațe, o sărută și o imploră să nu-l dea de lângă ea. Copilul de 5 ani plânge neîncetat. Mama Ionela plânge și ea. Mi-am pierdut puterile, credeți-mă. Nu mai îmi permit din cauza posibilității să-mi cresc copilul. Situația, v-am spus, mă împinge, n-am încotro. Viața asta grea, banii insuficienți și singurătatea o împing pe mama Ionela să caute o familie nouă pentru copilul său. Vă dați seama, nu-mi este ușor să-l dau, că mi este greu ca mamă. M-am chinuit 5 ani de zile cu el și... Dar situația mă împinge să-l dau, că nu am altă oportunitate, nu am altă posibilitate de a-l crește. Cui vreți să-l dați? O mamă care își dorește un copil care să aibă grijă de el, să-l iubească. Și să-i ofere șansa la o viață normală, pentru că ea, mama Ionela, spune că în afară de dragoste, nu poate să-i ofere nimic bun fiului. Mă doare, vă dați seama că și eu am crescut în casele de copii și știu ce e aia să fii fără mamă. Dar n-am încotro. Mă simt foarte vinovată ca mamă. N-am crezut că... Eu am zis că să-i dau viață. L-am dorit, într-adevăr. Este foarte dorit copilul. Pentru mama Ionela, soarta nu e doar dură, ci și dureros de ironică. După ce părinții au abandonat-o încă de la naștere, acum e constrânsă și ea de destin să-și părăsească unicul copil, singura persoană din viața ei, care îi oferă dragoste pură și eternă. Am zis, măcar un copil de la viața asta să am, dacă n-am avut mamă, n-am avut tată, măcar un copil să am. Dar vedeți că viața asta te face să-l dai vrând nevrând. N-ai noroc de ce-ți dorești în viață. Mă gândesc că lângă mine ce viitor îi ofer. Și cel mai greu i-a fost mamei să explice fiului ce urmează să se întâmple în viața lui. Iar la 5 ani copilul a înțeles mult prea bine. I-am spus copilului, mami, uite, din cauza situației sunt obligată să te dau. Nu mai pot, mi-este deja peste limită. Și ce a zis copilul? De ce, mami, de ce, mami? Eu te iubesc, mama. Nu vreau, mami, să te pierd. Cât despre tatăl celui mic. Tata copilului l-a părăsit de când avea 3 luni. Ai păstrat legătura cu copilul, cu dumneavoastră? Nu, vorbesc, trag de el. Am tras o perioadă pentru copil, măcar să ne reunim, să-i oferim un viitor mai bun, dar n-am cu cine vorbi. A venit în București anul trecut, mi-a furat cardul din casă, i-a furat banii copilului de pe card, mi-a făcut numai probleme. I-am încercat de dragul copilului, am spus măcar de dragul copilului să-l creștem și noi. Să ne bucurăm că avem un copil și noi, să nu treacă și el prin ce am trecut noi. Că și el tot la casa de copii a crescut, tata copilului. Când l-a vizitat ultima dată acum pe copil? Acum 2 ani l-am mințit pe copil, vin. Și am terminat legătura cu el, am spus că i-am făcut foarte rău la copil. Suferă copilul, vine, mă pupă, mă ia în brațe, mami, nu vreau să te pierd, mami, nu vreau să te pierd. Cine va fi salvatorul copilului de numai 5 ani? Cine va aduce lumină în viața lui? Dar mai ales, ce spune tatăl băiețelului cu privire la decizia pe care a luat-o mama Ionela? Aflați mai târziu
doar la Acces Direct.